Aș vrea să vă spun și noastră că, să vă amintesc, am mai spus, dar de la un microfon din partea stângă, că vom fi judecați pentru ceea ce n-am făcut. Ce n-am făcut până în acest moment, poate o să facem în timpul scurt care ne-a mai rămas. Și știți că, poate printre primele mele intervenții de la microfonul Senatului, am vrut ca la începutul sesiunii să începem cu, prin a rosti rugăciunea Tatăl nostru. Astăzi aș fi vrut, dar domnul Fifor, să vă propun și un moment de reculegere. A făcut-o domnul Fifor, aș vrea să puteți sta jos, să-mi permiteți să rosesc această rugăciune care e lăsată de Domnul nostru Iisus Hristos, care și El și-a dat viața pentru noi. Și cred că ați putea să mă îngăduiți, că vă promit pentru asta că o să vă deranjez foarte puțin în timpul ședințelor, că am suficiente intervenții, și apoi fac anunțul pentru care am venit la microfon. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, facă-se voia Ta, vie împărăția Ta, pe cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre și ne duce până în ispită și ne mântuiește de ce rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Mulțumesc grupului PSD, se pare că am făcut o alegere bună când am hotărât să mă înscriu în PSD și să activez în grupul PSD. Vă mulțumesc!